Începe a doua oră de Politica Zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. Discutăm în continuare despre ședința coaliției cu privire la comasarea alegerilor. Chiar în aceste momente este ședința PNL-PSD pentru a stabili când votăm. De fapt, ei stabilesc alte lucruri și împart funcțiile, pentru că pe sus se aflăm că PNL-ul e dispus să dea pentru această comasare o mulțime de funcții, de la funcțiile de conducere la nivelul Parlamentului până la cea de director SRI, comisar european și alte funcții. De asemenea, este un joc total pentru candidatura la capitală. În acest moment, PSD-ul nu dorește să o valideze pe Gabriela Firea, care se anunță pe toate căile. Candidatul la candidatură, cum spune domnia sa, apare și Piedone, care zice, dacă voi nu puteți, eu pot, vreau liniște la capitală, candidez eu. E o presiune foarte mare, pentru că, de fapt, cine dă candidatul la capitală, joacă mai departe și la prezidențiale. PSD-ul ar vrea candidatura la prezidențiale și să vedem ce primește în schimb PNL-ul în chestiunea asta. S-a vorbit și de o rocadă prezidențială, nu știu dacă au abandonat total această ipoteză. O să analizăm toate aceste chestiuni în continuare. O să discutăm însă și despre cum s-au răzgândit după ce au pus taxă pe boală și au realizat că bolnavii de cancer, femeile însărcinate, toată lumea plătea taxa asta pe concedii medicale. În lupta lor, vezi, doamne, cu mafia concediilor medicale, atunci când statul nu e în stare să rezolve o problemă, ne transformă pe toți în infractori. Iar domnul Boloș a trecut de la e-factura la e-TVA. Ce alte planuri mărețe are pentru noi, o să vă arăt astăzi. Și o să discutăm în continuare și despre ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că acolo fugarul Ilan Șor, care avea și un partid pro-rus, care a destabilizat destul de mult lucrurile acolo, a ajuns la Moscova din Israel. Discutăm despre toate, începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a doua oră în platou alături de mine, Simona Spătaru, senatorul USR, mulțumesc foarte mult. Printr-o legătură video ni se alătură profesorul și politologul Andrei Țăranu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Mesia să rămână. De asemenea, profesorul de economie Mircea Coșa, vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Fostul ministru de finanțe Gheorghe Alomițianu, președinte PMP Brașov. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, că sunteți aici. Să rămână. Și îl așteptăm și pe reprezentantul PSD să se alăture, domnul Bodog, de îndată. Domnule Țăranu, vin la dumneavoastră și aș vrea să facem această analiză pe ce se întâmplă cu comasarea. E clar, e bătută în cuie. Trebuie să mai aflăm doar pe ce dată, când și cum și își mai împarte ei niște funcții. Sigur, opoziția, proteste, contestații la CCR, dar oamenii sunt înțeleși și aflăm că există o binecuvântare și la nivel de Uniunea Europeană, că așa s-au gândit ei să contracareze valul extremist. Însă, ce negociază, înțelegem acum, sunt tot funcții. Da, sigur. Acum, să știți că în genere comasările în situații de genul ăsta nu sunt ilegale. S-ar putea imorale, fără discuții, dar ele vor fi, să-i spunem, asumate și sunt asumate aproape peste tot. Există, așa cum există un puternic, ecran de rezonanță în ceea ce privește războiul, cine are orice dubiu legat de război este transformat instantaneu în dușman de clasă, la fel oricine crede că aceste alegeri nu sunt comasate, nu este european, nu înțelege lupta împotriva extremismului și așa mai departe. Îmi pare rău pentru cei de la USR, ei sunt prinși în această capcană, nu au ce să facă. Singura întrebare este, în ceea ce privește alegerile locale și cele europarlamentare, că acestea vor fi pe 9 iunie. Aici este clar. Care va fi alegerea la Parlament și primul tur prezidențial, probabil la începutul lui noiembrie. Și în felul ăsta se echilibrează, dacă vreți, această situație, urmând ca pe 22 noiembrie, dacă nu mă înșel, să fie turul 2 la prezidențiale și cu asta din cele 5 alegeri... Turul 1 și turul 2, ei zic 8 decembrie cu parlamentarele. Mă rog, în decembrie, noiembrie, aici contează mult prea puțin. În final, din cele
patru tururi vom avea două, nu? Pentru că în realitate calendaristic vom avea doar două și acea codiță care înseamnă turul 2 alegerilor prezidențiale. Aici însă e marea problemă, pentru că, vedeți, aproape toată lumea, inclusiv dumneavoastră presa, v-ați aruncat pe, cum le spun, alegerile care au cea mai puțină miză, și anume alegerile prezidențiale. Pe când alegerile cu miză foarte importantă, cum sunt alegerile locale și alegerile parlamentare, au fost lăsate într-un fel de cont de umbră. Da, de ce? Cine s-a aruncat? Că nu, din contră, problema noastră e de ce se comasează localele. Toți spunem această întrebare, împărând tuturor că e foarte important ce votăm la locale. E foarte important și asta vreau să spun și eu. Cum spun, dacă nu dumneavoastră personal, marea majoritate și da, de undeva din iunie anul trecut, toate discuțiile au fost cine o să fie candidatul la președinte. Ceea ce era complet inutil și atunci și acum. Până la urmă, președintele, dacă este într-o situație de asta de pat, nu are cine știe ce mari puteri. Adică dacă după ce a nominalizat primul ministru, din momentul ăla poate să fie parcat la Cotroceni 5 ani, pur și simplu. Nu, păi cum e domnul mai Iohannis? Are cum să iasă de acolo. Sigur că da. Domnul Iohannis e și voluntar parcat. Da? Gândiți-vă că sunt unii care sunt involuntar parcați. Adică nu au cum, n-au mijloace constituționale de a se mișca. Dar că tot spuneți de locale, domnule Țăranu, e această dispută acum Gabriela Firea, Marcel Ciolacu. Ciolacu i-a transmis că dacă vreau așteaptă să candideze la Congres. De ce nu anunță PSD-ul? De ce nu validează PSD-ul pe Firea? Un candidat puternic, n-au mai puternic decât ea la capitală, decât dacă vrea Ciolacu să candideze singur. Eu nu știu foarte bine jocurile din interior, dar în momentul în care doamna Firea vine la televizor și spune o să-i dau în scris că nu vreau să iau locul, e ca și cum mi-ar spune, știți, o să vin să vă iau locul. E clar că asta resimte domnul Ciolacu, o simte pe doamna Firea ca fiind un contracandidat la președinția partidului, iar dacă domnia sa ar câștiga alegerile locale la București, ar avea o legitimitate mult mai mare decât domnul Ciolacu, care este într-o funcție numită și dacă doamne ferește pierde vreun rând de alegeri, va fi sacrificat una, două. Motiv pentru care cel mai bine este ca doamna Firea să fie înlocuită de cineva care e suficient de obedient în partid, astfel încât să nu pună problema unei, eu știu, eventuale schimbări. Vă aduceți aminte? Da. Domnul Dragnea a lăsat o moștenitoare pe doamna, cum o chema, pe doamna prim-ministră, astfel încât să Dăncilă. Domnule Țăranu, ultima întrebare aș avea. PSD și PNL, care pregătesc tot planul ăsta întreg anul, de fapt vor cădea ei singuri în capcană sau vor profita de pe urma acestor comasări? Vor profita, ăsta este și scopul. Dacă nu apar, eu știu cine știe ce lebede negre, absolut imprevizibile, ceea ce nu pare a fi cazul în acest moment, nu văd vreo posibilitate ca cei din această coaliție să piardă. Scopul este tocmai ca să câștige cât mai mult. Dacă alegerile europarlamentare ar fi fost simple, atunci probabil PNL avea multe de pătimit. Așa lucrurile se vor calma. Mai simple, mai liniștite. Mulțumesc foarte mult, domnule Andrei Țăranu. Ne întoarcem la acest subiect cu invitații, dar avem o informație de breaking news din capitală. Un incendiu de vegetație a izbucnit în Parcul Național Natural Văcărești din București. Coloana de fum se vede de la mare distanță, vedeți imaginile. Ne transmit pompierii că se intervine pentru stingerea incendiului care se manifestă pe o suprafață de 1,5 hectare. Se acționează cu 8 autospeciale de stingere și există posibilitatea unei propagări mai mare a acestui incendiu din cauza vântului. Vedeți aceste imagini în urmă cu puțin timp. Vă reamintesc, sunt 8 autospeciale ale ISU București Ilfov care
acționează la fața locului în Parcul Natural Văcărești pentru a stinge acest incendiu care se manifestă, cum spuneam, pe o suprafață de 1,5 hectare. Acum nu e nici cald să zici că de la caniculă, pare în continuu că cineva își dorește foarte mult să pârjolească toate parcurile, toate spațiile verzi din capitală. Știm că din când în când apar aceste chestiuni. Vom reveni la această informație dacă apar noi date din partea pompierilor. Deocamdată sunt acolo 8 autospeciale ale pompierilor de la București Ilfov care acționează pentru stingerea și localizarea incendiului. Spun pompierii însă că există probabilitate destul de mare de propagare acestui incendiu din cauza vântului. Bun, ne întoarcem în dezbatere. Ni s-a alăturat și senatorul PSD Florian Bodog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Discutăm despre ce se întâmplă cu comasarea, cu discuțiile din interiorul partidelor. Este chiar acum ședință la coaliție. Domnule Bodog, înțeleg că sunt discuții și în ceea ce privește candidatura la capitală. E un scandal și cu doamna Firea. Dar explicați-ne până la capăt. E cam decisie, bătut în cuie. Acum doar pe funcții mai discutați. Până la momentul actual nu e decis nimic. Nu există o decizie nici în ceea ce privește comasarea alegerilor, nici în ceea ce privește candidatul la capitală și nici în ceea ce privește alți candidați. Așa cum știți, eu am mai spus de altfel, la ultimele două ședințe la care am participat eu, s-a discutat doar despre prioritățile legislative. Eu l-am anunțat deja. Astăzi, într-adevăr, se desfășoară o ședință în care se discută mai multe lucruri. Nu am informații cu privire la comasarea alegerilor sau condițiile în care se comasează alegerile, nici dacă se discută despre primarul general al capitalei. Dar care e motivul pentru care doamna Firea nu este anunțată în mod oficial, domnule Bodog? Dânsa se tot anunță peste tot, e candidatul la candidatură. De ce nu vrea PSD-ul să o numească pe doamna Firea? Domnul Ciolacu i-a transmis să ducă la congres dacă vrea să-și depună. Nu s-a anunțat, deocamdată nu s-au anunțat candidații în niciuna dintre organizații. Și nu vorbim doar de București, care este o organizație importantă, ci vorbim despre toate organizațiile din țară. La niciuna dintre organizații nu s-a anunțat candidatul pentru primărie. Că se știe pe surse că unii vor candida sau că acolo unde sunt candidați în funcție, ei își vor continua mandatul și vor încerca să obțină un nou mandat. Asta este adevărat, însă în mod oficial nu s-a făcut lansare de candidați la nici cadiță organizată. Bine, mai stați cu noi că vreau să vorbim și de concedii medicale apoi, dar, domnule Ialomițianu, de ce nu vrea domne nimeni să recunoască comasarea asta? Nu, e fără mamă, fără tată povestea. Eu am înțeles că e o discuție mai largă la nivelul Uniunii Europene, săracii de asta s-au trezit cu povestea în casă, dar... Eu nu pot să înțeleg, PNL-ul nu-și asumă că ei au băgat primii discuția, acum nici PSD-ul, e ședința coaliției, dar nimeni nu știe ce se discută. Ciucă și Ciolacu zic că sunt multe variante, pe Ciucă l-am auzit înainte să intre în ședință. Dom'le, sunt mai multe variante, e posibil să comasăm, dar ei știu foarte bine, ei discută inclusiv, v-am zis, pe funcții, comisar european, director SRI, Parlamentul României, cine-i șef, de fapt înțeleg că PNL-ul nu mai vrea să aibă șef la camere, dă totul pentru a se face două ture de comasare, nu o singură comasare. De ce nu vor să-și asume, domnule ministru Ialomițianu? Doamna Ioana Constantin, deși PSD-ul și PNL-ul fac niște calcule prin birouri și spun că sunt în avantaj prin comasarea acestor alegeri localele cu europarlamentarele, să știți că le e frică de român, de electorat. Pentru că electoratul nu vrea comasarea alegerilor. Deci nu reprezintă o prioritate pentru român. Pentru român înseamnă o guvernare eficientă, o guvernare în folosul românilor. Dar ce vedem? Majorări de impozite și taxe, creșteri de prețuri, au impozitat orice. Și le e frică să recunoască cine este a propus această comasare, PNL-ul sau PSD-ul. Aici sunt calculele celor două partide. Dar le spun foarte clar că făcând calcule în birouri, și PNL-ul și PSD-ul s-ar putea să fie, și eu aproape sunt convins că vor fi sancționate la alegeri. La urne. Pentru că nu se înțeleg în interiorul partidelor. Vedeți, doamna Firea. Cum să vină doamna Firea candidat la primăria capitalei
după ce a băgat în faliment primăria și domnul Nicu Jordan a reușit să o scoată din faliment. La Brașov e o mare problemă în PNL, fostul primar al Brașovului și actualul ministru al dezvoltării. Se ceartă, nu știu cum să-și împartă cine să candideze la primărie, la Consiliul Județean, la PSD Brașov. Sunt probleme. Eu sunt convins că Dreapta Unită la Brașov va câștiga din nou primăria cu domnul Coliban. Da. Ați văzut, doamna Ioana Constantin, după ce i-au blocat proiectele domnului Coliban, au mai făcut și plângere penală vicepreședintele peneliștii, da, vicepreședintele viceprimarului USR. Da, bun. Deci, sunt într-o situație disperată. Nu știu cum să mai câștige. Și eu vreau să vă spun că vor să-l salveze pe domnul Ciucă de la să rămână președintele partidului PNL, dar eu vă spun că electoratul o să-i sancționeze. Să sperăm că electoratul nu se va lua după jocurile lor. Simona Spătaru, cum înțeleg că voi veți merge la CCR oricum? Da, pentru că comasarea este în primul și în primul rând o înșelătorie. Nu este doar o încălcare a legii, a multor praguri electorale. Deci sunt foarte multe legi electorale din zona aceasta care sunt în momentul acesta încălcate și principii constituționale foarte importante. Dar ce vreau să scot în evidență este, în primul rând, lucrul acesta pentru oameni, că este o înșelătorie. De ce spun asta? Pentru că, de fapt, PSD și PNL ascund ceea ce nu vor să spună oamenilor pe față, că ei au o alianță electorală pe termen foarte lung să-și stabilizeze cât pot de mult în statul român acest partid unic pe care l-au format. Și în loc să vină onest în fața oamenilor să spună, avem o alianță electorală PSD și PNL, noi am guvernat cum am guvernat, voi sunteți puterea, poporul are puterea, decideți dacă mergem sau nu mai departe la conducerea țării, vin și spun, ne este foarte utilă comasarea. Utilă este doar lor, pentru că în felul acesta încalcă proceduri, încalcă drept de vot și lucrurile se adună din punct de vedere matematic mult mai ușor pentru ei să-și mențină stabilitatea pe funcții. Și nu doar la București, ci și în teritoriu. Nu doar la București, peste tot în țară. PNL-ul în felul acesta evită să spună că este total sub piciorul PSD-ului, spune noi prin noi înșine. Este atât de fals, o afirmație atât de falsă, demonstrată acum cu această comasare. Înșeală până la de capăt. De două ori comasare. Înșeală până la capăt. Domnule Coșa, o fi economie la bugetul de stat? Că nu reușim să mai înțelegem. A fost vorba de una, acum fac două. Să rămână încutată și până ziua. Sigur că se face o economie. Asta e, dar nu știu dacă miza acestor jocuri politice este economia. Nu le pasă lor de economie. Este o chestiune, doamna Spătară spunea că este o înșelătorie, dar este o înșelătorie și din alt punct de vedere pe care aș vrea să-l scot în evidență și eu. Și anume că de obicei se votează în funcție de modul în care votanții, adică noi, apreciem anumite rezultate pe care guvernarea sau cei care se prezintă la urne, la votul, propun ceva pe care, până la urmă, votanții o consideră a fi o promisiune viabilă. Ori în cazul de față, voturile se obțin printr-un alt tip. Prin această comasare se obțin mai multe voturi. Unii ies mai bine, pentru că altfel n-ar mai apărea deloc. Dar până la această dată, și asta mă intrigă, deci suntem la mijlocul lunii februarie, până în iunie mai e puțin timp, nu a apărut niciun fel de platformă electorală, adică de program electoral, ca să știm și noi ce doresc acești oameni până la urmă, din punct de vedere al existenței și dezvoltării acestei țări. Care este până la urmă dorința lor? Ce vor să facă dacă ajung din nou la putere? Nu auzim decât despre creșteri de pensii care până la urmă s-a toată amână și ele. Nu auzim decât despre lucruri care nu au nicio viabilitate. E-factura, e-TVA-ul și altele. Dar ce se întâmplă în viitorii 4 ani din punct de vedere al orizontului de dezvoltare pe care aceste partide, fie că sunt împreună, fie că sunt comasate, Dumnezeu știe cum, vor să facă din această țară? Ce votăm? Noi pe cine votăm? Votăm niște persoane? Până la urmă, unele ne plac, altele nu le plac, altele sunt candidate la candidaturi.
de lucruri care nu au nicio valabilitate atâta timp cât noi, cei care votăm, nu știm ce ne așteaptă în viitorii 4 ani. Din punct de vedere al conceptului de guvernare pe care vor avea cei care vor câștiga. Chiar și USR-ul nu are până acum niciun fel de platformă, nu spune nimic. Nici alții nu au. Trece timpul. Noi vrem să știm ce gândiți dumneavoastră politicieni. O să înceapă campania numai pe ei o să-i auzim. Numai aici o mențiune. Foarte scurtă, rog. Da, avem și lista de candidați și programul electoral, domnule profesor. Este singura alianță de dreapta, este singura alianță care a venit cu acest program încă de câteva săptămâni în urmă. Pentru europarlamentare. Și vom continua să da, trebuie să le explicați mai mult. Domnule Bodog, vă permit foarte scurt să explicăm totuși de ce. E clar, domnule Bodog, sunteți un om serios. Știți că s-a decis deja, că n-au anunțat oficial, dar s-au decis aceste comasări. Cum le răspundem oamenilor? Eu știu și am spus de mai multe ori astăzi, înțeleg că în mai multe state se va întâmpla, căci că e o idee foarte deșteaptă, care cred că va bubui grav de tot în capul multor țări, căci că limităm extremismul dacă facem aceste alegeri împreună. O să iasă exact invers. Eu, așa cum știți, nu fac comentarii pe lucruri despre care nu sunt sigur și nu fac comentarii pe lucruri care sunt până în momentul de față ipotetice. Am să spun doar referitor la ceea ce am auzit în studio, că doamna senator are o mare problemă de percepție și mai ales o percepție cu locusul extern, pentru că a spune că pentru tot ceea ce se întâmplă în momentul de față e de vină PSD-ul și PNL-ul, eu cred că este o greșeală majoră. Și cred că are, mă repet, are o problemă de percepție. Sunteți la guvernare, știți că așa e mereu, dar e vina pe guvern, nu? Da, corect. Ceea ce pot să înțeleg din acest punct de vedere că domnia asta se găsește în opoziție. Însă, eu vreau să subliniez de la început, și am mai spus și o mai spun și o voi spune întotdeauna, PSD-ul nu a avut niciodată intenția de a modifica acest calendar de alegeri. Nu a fost ideea PSD-ului. PSD-ul a avut poziție cu privire la acest lucru și în momentul de față toate aceste discuții sunt făcute de Partidul Național Liberal, tocmai în ideea de a găsi o soluție. Nici liberalii nu zic că e a lor, deci e o idee de electorat, domnule ministru. De furia electoratului vă e frică. Ascultați-mă, chestiunea asta se va întâmpla în mai multe state europene, s-a mai întâmplat. Păi tocmai de aia, că e o idee tâmpită și o să ne bubuie în cap. Și ceea ce se încearcă să se acrediteze că doar la noi e problemă dacă se întâmplă, e o greșeală. Că atâta timp nu, știți care e problema și noastră o înțelegeți din teren. Vom avea 4 luni de zile în care niște primari, niște consilii județene, niște consilii locale și niște președinți de consiliu județean se vor alerga cam în jumătate de țară, că jumătate va fi schimbată și știți asta, plus că o să vă apară aur. O să-și facă plângeri penale. O să se pezească, aole, uite ce a votat, plângere penală că a dat drumul la proiectul ăla, plângere penală că n-a închis aia, se vor filma. O să fie ce face pățiți cu aurul. Niște sume. Da, ce pățesc ei cu aurul în Parlament vor păți Consiliul Local cu Consiliul... 4 luni va fi ceva, mai bine pune în lacătul pe primării. Dar hai să vorbim doamna de ceva Ioana ce... Constantin, da. Pe mediul rural se vor și bate pe acolo. Cu siguranță. Penale, că de ce plătesc cu tare și cu... Va fi un dezastru pentru administrația publică locală. În marea parte discutăm despre 6 luni de zile, pentru că lumea a luat mandatul în noiembrie, 27 septembrie a fost, dar lucrurile au durat 30 de zile. Unii au luat mai târziu, deci, da. 5-6 luni va fi ceva blocaj. De imposibil de imaginat. Bun, trecând peste asta, lucrurile zbătute în cuie, eu v-am și zis de ce, că așa le-au discutat, că să știți că nu toate ideile lor sunt adus la noi acasă, în primul rând, dacă ei pricep foarte greșit ce se întâmplă, plus că noi nu avem suveraniști. Noi avem niște proruși, gălăgioși, Simion și Șoșoacă, leargă cu sicrie pe stradă. Deci la noi nu e suveranism, la noi nu e ca în Germania partidul ăla sau nu mai știu pe unde mai sunt. Nu, la noi sunt unii o creație de laborator acolo legată cu oațe de la Kremlin și asta e tot. La noi nu e cu suveranismul, dar o să se întoarcă în cap și aia e, vom plăti cu toții. Hai să ne uităm la ceva ce doare. Taxa pe boală, adică 10% impozit, domnule profesor Coșa, pe care trebuie să-i plătească bolnavii de cancer, femeile însărcinate, bolnavi cronici și așa mai departe. Acum și PSD-ul și PNL-ul, că au dat împreună chestia asta, Boloș, PNL, la finanțe, Ciolacu, mă rog, care mai sunt, ministrul sănătății de la PSD,
Domnule, acum vor să o schimbe și zice domnul Ciolacu că îi trebuie o foaie de parcurs să vadă cum o rezolvă pentru bolnavii cronici și pentru femeile însărcinate. Dar când te-ai gândit să impozitezi boala, nu te-ai gândit că îți bagi joc de oameni bolnavi? Nu, e o situație pe care noi am mai discutat-o și pe care eu am simțit că a fost una dintre marile probleme ale bugetelor de familie și ale condițiilor de viață în România. Boala începe să fie un element important în bugetul familiei și în condițiile de viață ale românilor. Peste tot se vorbește și la noi este dovedit lucrul ăsta, starea de sănătate a populației se deteriorează. De ce? Că COVID, dopi COVID, malarie și altele nu știm. În condițiile astea trebuie să existe o prioritate trecută pe agenda oricărui guvern și de-aia insist pe programele electorale. Domnule, sănătatea nu mai este la altele, a devenit prioritară. Deci ceea ce se întâmplă acum, eu nu știu ce vor să facă, nu știu ceea ce a făcut parcurs. Trebuie să se ia o hotărâre imediată pentru sprijinirea unor categorii de persoane bolnave de boli care încep să fie foarte frecvente, foarte costisitoare și foarte greu de curat, de stăpânit în condițiile în care nu avem o infrastructură. Eu vă spun din lucrurile pe care le văd și le cunosc. Sunt oameni care fac zeci sau unii sute de kilometri în fiecare zi ca să vină în București să beneficieze de o aparatură în domeniul oncologic sau în altele care nu există în restul țării. Oamenii ăștia sunt total și total handicapați. Nu pot nici să mai muncească. Sunt pe drumuri fiecare zi cu stresul bolii, cu stresul cheltuielilor. Trebuie făcut ceva pentru aceste categorii de oameni. Am văzut niște anchete care spun că, de fapt, boala cea mai gravă este cea care ține de circulație, de tensiune, de inimă. Care sunt programele pe care noi le facem? Am citit, pentru că nu sunt de meserie, dar citesc foarte mult, că în alte țări apropiate de noi, în Ungaria, se lucrează la un program special, prioritate națională pentru bolile cardiovasculare. La noi există așa ceva. Ce tot discutăm de foaie de parcurs? Nu știu ce înseamnă asta. Boala nu are timp. Boala lucrează repede, oamenii mor pe capete. Mai ales la pacienții oncologici, la bolnavii de cancer. Mai ales la pacienții oncologici, da. Unde medicamentele sunt extrem de scumpe, iar aparatura care este de RMN sau cum se mai cheamă, este foarte, foarte, foarte greu de găsit în alte orașe care nu sunt foarte... Merg și la ceilalți invitați acum. Simona Spătaru, voi ați spus de la început, că știu că ați și sesizat atunci. Bun, s-au prins și ei că nu-i bine. Dar de ce nu se ia o măsură, cum s-a dat atunci o ordonanță, îți dă o altă ordonanță, nu? Că e vorba de viața oamenilor. În decembrie, când USR le-a spus că această ordonanță va face acest lucru, au refuzat adevărul, au lăsat-o să intre în vigoare. Oamenii bolnavi au plătit în ianuarie și iată, mai avem încă o săptămână din februarie. De când plătesc această taxă nedreaptă, taxă pe boală? Oameni bolnavi foarte grav, după cum bine ați menționat, dar și persoane, părinți care stau cu copiii bolnavi acasă și așa mai departe. Multe categorii. Cu toate acestea, acum se bat între ei, de la unii la alții, care să introducă un amendament, care cum să facă. USR a făcut din primul pas și avertizarea publică și puteau să dea ordonanță să nu intre în vigoare odată. A doua oară am introdus imediat amendamente să poată fi înlăturată această măsură. Le-au ținut blocate amendamentele noastre și a trecut o săptămână și mai bine de când am început sesiunea parlamentară și se joacă cu boala oamenilor și cu banii din buzunar, blocând acest amendament, amânând din comisii soluționarea și votul pe amendamentul nostru, pentru că acum se scarpină între ei care să-l introducă. Ba mai scurt doamna de la PNL, ba mai larg de la PSD. Deci asta este grija lor, să arate acum oamenilor bolnavi care plătesc pe zi ce trece, oră ce trece, care este mai la toate dânsa, da, e și care cu apărarea, mai deștept și la serviciu militar. În chestiunea asta. Da, da, da. Domnule ministru Bodoga, sunt ministru al sănătății. Cum a fost posibil să se introducă asta așa, fără filtru? Eu înțeleg că sunt unii care sunt șmecheri pe concediile astea medicale, dar statul are alte instituții care se ocupă de asta? O să vă zic că Boloș. Nu există niciun organ al statului care să poată verifica sau să poată lua măsuri împotriva persoanelor care primesc concedii medicale și știm foarte bine acest lucru și știm foarte bine și de ce nu există, pentru că s-a invocat un drept european în momentul în care s-a încercat reglementarea verificării concediilor.
Dacă o să ne uităm în luna ianuarie, din primele date pe care le avem, a scăzut numărul de concedii medicale, pentru că oamenilor nu le-a mai convenit să meargă să-și ia concediu medical în condițiile în care câștigau cu ceva mai puțin decât salariul. Până acum, în momentul în care era în concediu medical, într-o mare parte din situații, câștigai mai mult decât salariul, pentru că nu mai plăteai contribuțiile. Aceasta nu este, de fapt, un impozit. Chestia asta cu impozit este o gogoriță scornită de opoziție. E o taxă de 10%, nu? Nu-i tot un impozit? Este o taxă care se plătește la bugetul sănătății. Pe care o plătești și bolnavii de cancer, domnule Bodog, o plătești și mamele. Știu și, din păcate asta este o problemă și nu știu de ce, la momentul la care s-a reglementat acest lucru la nivelul Ministerului de Finanțe, nu s-au prevăzut aceste excepții. Aceste excepții vor fi introduse. A zis de Boloș până la urmă, vedeți? Da. N-am pronunțat niciun nume. Eu zic eu, lasă. Uite, să ne explice un alt fost ministru de Finanțe. Domnule Alomițianu, puteau să facă asta Ministerul de Finanțe? Sunt proști, sunt ticăloși? Care-i, domne, povestea aici? Nu poți să pui bolnavul de cancer să-ți dea 10%. Asta chiar e culmea. Doamna Ioana Constantin, a fost decizia luată în coaliție. PSD, PNL și domnul prim-ministru Ciolacu a zis: domne, plătim prea mult la indemnizații pentru concedii medicale. Ia să le mai tăiem din aceste indemnizații. E o modalitate de a tăia indemnizațiile pentru concedii medicale. Și domnul ministru Bodo, știți de ce se plătește CASS-ul, contribuția la sănătate? Pentru a beneficia de servicii medicale. Păi dumneavoastră le dați cu o mână și le luați cu alta? Pentru că în momentul în care primești indemnizația pentru concediu medical, banii aia, numai puțin, sunt pentru refacerea, pentru omul să devină sănătos, pentru medicamente, așa cum spunea domnul profesor Coșa, cum spunea și doamna senator Simona Spătaru, nu se întâmplă nicio țară ce le iei banii bolnavilor. Că le-ați mai luat și banii celor cu venituri mici care primesc tichete de masă și pe alea le-ați impozitat. Dumneavoastră înființați fel de fel de impozitări ca să le luați oamenilor din banii care sunt destinați pentru a deveni sănătoși, să se refacă și să-și asigure alimente. E fără precedent în istoria României după 89. Și vreau să vă spun cu toată răspunderea. Am fost ministru în perioada de criză și era într-adevăr criză. Nu criza pe care o creați dumneavoastră prin aranjamente politice, ci prin supraimpozitare. Dar nu ne-am gândit să luăm contribuție la indemnizații pentru concedii medicale. Și mai grav este că nici nu le plătiți la timp. Și le plătesc angajatorii și le luați banii de acolo, din ce plătesc angajatorii. Că de două ori beneficiați. Odată că nu le plătiți indemnizațiile pentru concedii medicale și folosiți creditul în favoarea unor cheltuieli cu clientela politică și le mai luați și contribuția la sănătate pe banii plătiți de angajatori. Bun, hai să vedem ce răspunde domnul Bodog. Eu n-am crezut că se va întâmpla. Da, domnule Bodog, vă rog, scurtă replică. Minte discuția din biroul Ministrului Sănătății când discutam despre banii care trebuie să meargă la concedii medicale. Nu cred că vă doriți acest lucru. Însă, până în momentul de față, dacă stăm să ne uităm retrospectiv, vom găsi o serie de angajați, și eu spun cu toată responsabilitatea, care 2 săptămâni stau în concediu de odihnă, după care își prelungesc 2 săptămâni cu concediu de boală. Asta este problema în momentul de față. Vorbiți cu medicii, domnule ministru. Asta e înseamnă că medicii nu-și fac datorii. Vă rog frumos, ce să vorbim cu medicii când tot dumneavoastră spuneți că există această reglementare europeană cu privire la dreptul la dreptul la intimitate și că nu pot de ce îi sancționați pe bolnav, domnul Bodog? Că aveți o problemă sancționăm pe cei care sunt necinstiți și vom găsi soluție. Și sigur se va găsi soluție pentru ca cei care sunt cu adevărat bolnavi și vorbim aici despre bolnavii cronici să nu plătească această contribuție. Sunteți în stare să nu le mai plătiți indemnizații. Domnule Bodog, nu este adevărat ce spuneți dumneavoastră, ci sunteți contrazis de primul ministru Ciolacu. Domnul Ciolacu, anul trecut... Doamna senator! Mă întrerupeți, dar răspund până la capăt ideea ca să o verificați. Dumneavoastră, vă pricepeți exact... Trebuie neapărat, stați un pic, zice două vorbe, doamna senator, ce dumneavoastră două vorbe? Domnul Ciolacu, anul trecut a spus așa: ca această problemă vine de la concediile medicale falsificate. După care a verificat care este situația la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Și ce să vedeți? De acolo i s-a spus că cele mai multe concedii medicale sunt cele luate de persoanele bolnave de cancer.
Și domnul Ciolacu a tăcut pâs în momentul acela. Domnule Bodog, scurt, pentru că trebuie să schimb subiectul. Vă rog. Ceea ce spuneți dumneavoastră, că zilele de concediu sunt majoritar luate de pacienți oncologici, este adevărat. Însă, la fel de adevărat, este și faptul că există comportamentul pe care vi l-am semnalat eu mai devreme și se plâng cei din mediul privat. Nu numai cei din public fac acest la mediul privat, nu le plătiți concediile medicale. E altă problemă, domnule Bodog. Plătesc antreprenorii și dumneavoastră nu le dați înapoi. Sunt datoriile statului către firme. Alte blocaje. Doamna, aveți elementarul bun simț să tăceți cât timp vorbesc eu. Nu, eu că nu l-ați avut dumneavoastră și v-am arătat bunile. Peste tâmpenile dumneavoastră, eu nu am vorbit. Vă rog, eu nu am vorbit peste tâmpenile dumneavoastră, vă rog foarte mult să mă lăsați să spun. Eu sunt Ioana Constantin, vă permis să vorbiți acum, vă rog. Da, deci există aceste situații care sunt semnalate și de către mediul privat și de către cei din public. Și doamna senator ar face bine să vorbească prima dată cu cei din mediul privat. Da, nu care nu primele noi, exact problemă care are. Doamna, nu mai bine dacă dezbateți numai dumneavoastră. Domnule Bodog, dar spun mie oamenii, nu doamnei senator. Cunosc o grămadă de firme, aveți restanțe. Și să știți că nu mai bine medicină la dumneavoastră. Lăsați-i păște de la Uniunea Sugrumați România să vorbească. Domnule Bodog, cei din privat, spun că nu le sunt plătite la timp concediile acestea și știți asta, sunt datorii mari ale statului. Sigur că da, această problemă este de zeci de ani. De acord? Din perioada în care domnul ministru era ministru finanțelor, din care domnul Ialomitan era ministru finanțelor. Nu e niciun secret. Se duc de la un an la an, se plătesc cu un an întârziere și depinde și de casa de asigurări. Cele mai mari probleme sunt la casa de asigurări. Domnul ministru, erau și atunci asume, dar acum au crescut și mai mult și mai grav este că noi suntem pe creștere economică. S-a supărat, domnul atunci ministru. Eram în criză. Asta e, bun. S-a supărat. Ce să fac? N-am ce să fac. Problema este că dânsul oricum trebuie să apere... Nu ne convine, pentru că guvernează prost. Bine. Dacă le-a luat banii și haideți că voiam să trec și la un alt subiect. Sănătății... Oameni buni, haideți că ne-am întins foarte mult. Hai să vorbim pe rând, vă rog, gata. Hai să vorbim de ETVA și e-factura. Domnule profesor Mircea Coșa, după ce au terminat firmele din România cu e-factura, acum domnul Boloș vine și ne povestește despre ETVA, care este o altă nebunie, un mod de a completa un formular prestabilit, mă rog, și să îți încarci acolo. Deci după ce că statul are o problemă cu colectarea TVA-ului și cu plata asta de TVA, iarăși tot către mediul privat, acum ce să vezi în continuare? Acum vrem să facem digitalizare fiscală, ETVA, domnule profesor Coșa. Doamne, astea sunt vorbe care ar trebui să certeze, pentru că noi ne-am obișnuit cu această manieră de a prezenta niște lucruri ca fiind mari descoperiri, mari succese ale acestei guvernări. Noi nu avem instrumente, nu avem logistica tehnică necesară, nu avem cunoștințele, informația pe celor care lucrează, pentru a pune în practică e-factura, e-TVA. Lucrul ăsta s-a văzut și în alte țări. Alte țări au nevoie de un an jumătate, doi, până la trei ani, pentru a putea educa populația și mediul economic pentru a lucra cu așa ceva. Ce e asta? Că avem succese importante în digitalizare. De unde și până unde? ANAF nici nu este dotat cu așa ceva. Deci, până la urmă, ajungem ca să discutăm niște lucruri care ajung ridicole. Lumea a început să înțeleagă că sunt niște declarații fără sens. Gândiți-vă ce importanță ar avea dacă am introduce acest lucru. Ar fi extraordinar, dar nu putem să facem pentru că nu avem nici tehnica, dar nici conceptual nu se vrea acest lucru. Eu vă spun foarte singur și ca să repet ceea ce s-a spus până acum pe proprie răspundere, că așa s-a vorbit. Pe proprie răspundere nici nu se vrea, doamna, e o declarație. O astfel de introducere computerizată a operațiunilor de fiscalizare ar aduce în prim plan cine sunt adevăratele sfere și actori economici care fac o evaziune pe față. Și atunci am ajunge tot la capitalul de stat, care e cel mai mare evazionist din România. Acum, eu sunt și profit de emisiunea dumneavoastră care pune întotdeauna punctul pe ei. Noi avem, s-a înființat acum de curând, acum câteva luni, o agenție de control și management a societăților capital majoritar de stat.
Acum câteva timp li s-au dublat lepurile. Ce face această agenție? Cum urmărește ea evaziunea pe care statul o face în mod permanent? Convine statul în acest moment e-factura și e-TVA-ul, adică o trecere la o digitalizare a tot ceea ce înseamnă traficul, transferul de venituri de la economie la stat și invers? Nu, nu convine în momentul de față. Deci ceea ce domnul ministru face sunt declarații care din când în când mai trebuie să mai iasă în evidență. Să nu uităm că tot de la domnia s-a plecat și problema cu plafonul plăților pe cat și altele care s-au văzut ar fi niște povești. În momentul de față eu nu pun niciun fel de bază pe acest lucru și sper ca până la urmă să există o viziune clară și o finanțare, pentru că asta nu există, corectă acestui proces care costă enorm. O punere în aplicare a unui sistem de educare a agenților economici și a populației pentru acest lucru. Deci mai e până la digitalizare adevărată. Simona Spătaru, deci după ce au prăpădit firmele cu e-factura, vine Boloș și Cetone, ne gândim la un sistem ăsta cu e-TVA, cu de toate. Te rog. Așa cum și e-factura este o birocrație inutilă, pentru că nu au fost în stare să facă sistemul funcționabil, dar s-au încăpățânat ca de la 1 ianuarie să-l pună pe în gât antreprenorilor, au observat imediat după puține zile că sistemul e blocat și că sunt probleme și la logare, și la descărcare și că multe state europene au ales să temporizeze acest lucru, poate. Germania, Polonia, restul. Poate că e doar în Italia. S-au gândit că dacă vor flutura prin fața noastră că ei digitalizează ceva, dar în fapt nu se întâmplă nimic, funcționăm tot pe hârtii, noi o să și credem. Nu știu să facă nici măsuri pentru economia privată, pentru ca lucrurile să funcționeze și într-adevăr taxele să ajungă la timp la stat, dar știu extrem de bine, când sunt așa de incompetenți, să ia din buzunare taxe și să îi ducă, i-ați văzut, prin câte locuri, ne îmbunătățim nimic în viața de zi cu zi. De fapt, asta e guvernarea. Și când s-au găsit în toată această situație de compromis total, își fac o comasare. Da, domnule Ialomițianu, ajută la ceva? Ce facem cu ETV-ul ăsta? Adică se colectează mai mult, mai simplu? Oamenii și eu haideți mai ușor să vă explic. Vă rog. Înainte, haideți să vă explic. În primul rând, Ministerul de Finanțe ar trebui să amâne factura electronică pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pentru că e un calvar pentru aceste întreprinderi și chiar cer în numele polului de dreapta, Dreapta Unită, sunt convins că și USR-ul este de acord, PMP-ul este de acord, am vorbit cu colegi și Forța Dreptă. Pentru respect, pentru întreprinderi mici și mijlocii. Pentru că sistemul nu e pregătit și e un calvar și nu se reduce evaziunea. Sper ca declarația domnului ministru Poloș să rămână declarație. Pentru că dânsul este pe lângă probleme. Ce vrea dânsul? Probabil a auzit la o cafea cu niște colegi din finanțe. Dom'le, hai să le explicăm la agenții economici că le completăm parțial de contul de TVA. Cu datele care le avem noi în evidență. Păi datele alea nu corespund realității și creează un calvar și mai mare pentru întreprinderi, pentru sectorul privat. Pentru că trebuie după aceea să discute cu cei de la ANAF că nu corespund datele din evidența contribuabil plătitorului de TVA cu evidența fiscală. Și atunci, când mai depun ei de cont? Pentru că e un termen de depunere de cont. Este o nenorocire legată de factura electronică pentru sute de mii de agenții economici, dacă va proceda la ETVA-ul să completeze parțial de contul TVA-ului de către cei de la ANAF, va fi o nenorocire și mai mare. Blochează sistemul fiscal. Domnul Boloș ar trebui să devină realist. Dânsul nu cunoaște sistemul fiscal. Dânsul stă de vorbă cu cei de la ANAF și respectiv îi spun verzi și uscate. Sunt mulți băgători în seamă de la ANAF care se duc la miniștri în momentul când vin pe funcție și le fac diverse propuneri. Cum a fost și taxarea indemnizațiilor pentru concedii medicale și tichetelor de mare. Nu, ar trebui să plece. Cu declarația aceasta ar trebui domnul Poloș să plece, că blochează sistemul privat și nu o să mai plătească nimeni impozite și taxe. Vor fi zeci de mii de contribuabili care merg la ANAF să-și rezolve problema. Da. Ce o să mai aibă bani la buget și o să fie mai bine. O să se împrumute până o să leșine. Mulțumesc foarte mult invitațiilor. Scurtă pauză, ne întoarcem să ne uităm un pic la ce se întâmplă peste Prut, pentru că vă spuneam că fugarul Ilan Șor a ajuns în Israel, la Moscova. Ne întoarcem.
Pugarul Ilan Șor a ajuns din Israel în Moscova, a plecat, a fugit. Acum Republica Moldova cere Moscovei să îl trimită în Moldova, unde are de ispășit 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. A postat pe internet, și sper că avem această imagine, Sabin, întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Comitetului Dumei de Stat a Rusiei, și e un lucru pe care îl transmite public. Nu se teme, nu se ascunde. Alături de noi Ana Guțu, fost deputat în Republica Moldova. Bună seara, doamna Guțu, mulțumesc că sunteți aici. Bună ziua. Noi credeam că e în Israel, dar uite că nu, el e la Moscova. Este în vizită și pare mi se că e a doua oară în Rusia. Din păcate, Israelul nu dorește să-l extradeze pe Ilan Șor în Republica Moldova, dar după nota pe care a scris-o Republica Moldova, instituțiile guvernamentale prin Interpol și că Rusia este parte a acestui sistem, din păcate nu avem un răspuns la această notă și la această solicitare și nu cred că Moscova îl va extrada pe Ilan Șor și îl va aresta, fiindcă Rusia a încălcat de mult sistemul de drept internațional și pentru Rusia Republica Moldova este un stat slab pe care îl ține așa de un fel de teritoriu pe care îl a tot amenință prin gura purtătoare de cuvânt al mai al său Zaharova și tot așa ne dă din deget. Este o disconsiderație totală a Kremlinului vis-a-vis de Republica Moldova. Mai îngrijorătoare sunt declarațiile lui Șor pe care le-a făcut acolo. El a spus că el și colegii săi și rămășițele partidului care a fost interzis de Curtea Constituțională aici în Republica Moldova sunt în favoarea colaborării cu Rusia, doar împreună cu Rusia și împreună cu CSI, pentru că integrarea europeană înseamnă război, înseamnă dispariția statalității Republicii Moldova și așa mai departe. Ce șanse are Moldova prin cererea asta adresată Rusiei să-l trimită în Moldova? Că e, nu, are nicio șansă. Nicio șansă. Șor nu va fi extradat. Este tristă această istorie, fiindcă în 2019, când a fugit din Republica Moldova, el nu a fost oprit și probabil că astăzi acei vinovați, cei care se fac vinovați de fuga lui Șor, mai sunt și acum prin funcție. Asta este problema Republicii Moldova. Foarte scurt, mai joacă politic anul acesta Șor prin partide prorusești acolo, că partidul lor, mă rog, a fost scos în afara legii, cică. Partidul a fost scos în afara legii, el a mai creat încă vreo trei și le finanțează bine, mersi. Fluxul de bani continuă să intre pe teritoriul Republicii Moldova și oamenii lui Șor sunt finanțați, că nu degeaba fac ceea ce fac și desigur că vor fi gata de provocări în scrutinul electoral și se vor strădui ca să fie haos pe aici prin Republica Moldova, că mare treabă nu pot face. Doar de să nu treacă războiul și să ajungă și aici. Și e și an electoral. Noastre. Probabil mizele sunt mari pentru Kremlin. Mulțumesc, doamna profesoară Ana Guțu, a fost alături de noi. Scurtă pauză, ne întorcem de la fix. Am și primarii invitați aici. O să discutăm însă și ce se întâmplă cu Vlad Pascu. A cerut să fie eliberat. Ne întorcem de la fix.